problema Occidentului nu este Putin, ci toată Rusia. De când Rusia a început operațiunea specială în Ucraina, în lume nu se discută despre eșecurile politice occidentale în regiune și nu este dezbătută problema conviețuirii cu Rusia, ceea ce este o mare greșeală, scrie autorul articolului, Peter Conradi. A venit timpul ca SUA și Europa să nu mai lupte cu Rusia. Trebuie găsit un punct de convergență, care va și reprezenta, de altfel, garanții de securitate în lume. Liderii mondiali ignoră lecțiile istoriei, dacă nu caută noi modalități de interacțiune cu Moscova. Începând din noiembrie 1991, când Uniunea Sovietică se afla în pragul prăbușirii, ambasadorul britanic la Moscova, Rodrik Braidwaite, a fost avertizat de consilierul lui Mihail Gorbaciov, liderul reformator, pe care mai aveau puțin și îl mătura odată cu țara pe care el a încercat, dar nu a reușit să o salveze. Poate că Rusia nu traversează, acum, cele mai bune vremuri, i-a spus, atunci, consilierul lui Braidoite. Realitatea este însă că peste un deceniu sau două, Rusia se va afirma din nou ca putere dominantă în acest uriaș spațiu geografic. Aceste cuvinte ale consilierului, repetate ulterior mie de ambasador, prefigurau cursul determinant de acțiune al lui Vladimir Putin de când el a devenit președinte în anul 2000, și al cărui punct culminant a devenit operațiunea specială din Ucraina. Occidentul se gândește prea puțin la cum va coexista cu Rusia. Operațiunea militară specială a început cu șanse luni în urmă și continuă până în prezent. Greu de crezut că ar fi putut exista mize mai mari. Acțiunile militare din ultimele zile din jurul centralei nucleare de la Zaporojie de pe fluviul Nipru i-au determinat pe liderii mondiali să avertizeze în legătură cu pericolul unei catastrofe nucleare în chiar inima Europei. O catastrofă similară a accidentului de la Cernobilă, din 1986, la peste 650 de kilometri spre nord-vest. Acel accident a evidențiat neajunsurile sistemului sovietic și, în același timp, a accelerat declinul acestuia. Catastrofa de la Zaporoji ar deveni tot o consecință a tensiunii care s-a acumulat în regiune ca rezultat direct al prăbușirii URSS, a arătat autorul în The Times. Într-un fel sau altul, comunitatea internațională trebuie să găsească un mod de a dezamorsa această tensiune. Cu toate acestea, se pare că Occidentul se gândește prea puțin la cum va coexista cu Rusia, dacă ambele părți vor lupta până la capăt una împotriva alteia. Ar fi corect să presupunem că noi, în Occident, ne confruntăm doar cu problema Putin. Istoria arată că, de fapt, problema este Rusia, care va exista încă mult timp după ce actualul șef al Kremlinului va pleca definitiv. Războaie amânate Originile actualului conflict militar din Ucraina se află în evenimentele neterminate din 1991. Destrămarea Uniunii Sovietice în cele 15 republici care au intrat în componența ei s-a făcut după niște granițe administrative, interne stabilite în mod arbitrar și care s-au transformat, într-o clipă, în granițe între state suverane. Acest lucru a lăsat o moștenire grea în persoana celor 25 de milioane de etnici ruși care s-au trezit că trăiesc în țări străine. Determinarea lui Boris Yeltsin, liderul Rusiei, cel mai puternic dintre ceilalți 15 lideri, de al da jos pe Gorbaciov și de a se rupe de trecutul comunist a fost atât de acută, încât el era gata să accepte cele descrise mai sus, evitând, totodată, o vărsare de sânge care a marcat, spre exemplu, prăbușirea lentă în anii 1990 a Iugoslaviei. Alt stat comunist multietnic. Pe Putin l-a neliniștit în special pierderea Ucrainei dar pe Putin l-a neliniștit în special pierderea Ucrainei din cauza întinsului ei teritoriu și a istoriei comune cu Rusia, începută cu aproape o de ani în urmă încă în Rusia chieviană. Controlul asupra teritoriului Ucrainei contemporane se schimba considerabil din evul mediu până în perioada sovietică, dar începând din anii 1660, o mare parte a țării era condusă din capitalele rusești Moscova sau Sankt Petersburg. După anul 1991, în Ucraina trăia cea mai mare parte din cei 25 de milioane de ruși ce formau diaspora din străinătate. Potrivit datelor recensământului desfășurat cu 2 ani înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice, 22,1% din populația Ucrainei, adică în jur de 11,4 milioane de oameni, se declarau ruși. O cifră care a crescut chiar la 65,6% în Crimea, care a fost doar nominal partea Ucrainei, deoarece, în 1954, liderul de atunci de la Kremlin, Nikita Hrușciov, a transferat o resese ucrainene din componența Rusiei Sovietice. La acea dată, Rusia și Ucraina făceau parte din Uniunea Sovietică. Drumuri opuse În primii ani, Putin nu a fost suficient de puternic pentru a face ceva cu problema rușilor din Ucraina și nu a existat o necesitate stringentă, deci după Revoluția Portocalie din 2004 țara s-a orientat spre vest, curând ea s-a întors în direcția Moscovei, sub Victor Ianucovici, președintele rusofon, venit la putere șase ani mai târziu. Reacția Kremlinului la revolta din piața Maidan în 2014, care l-a alungat pe Ianucovici, a fost cu totul alta. Convingerea lui Putin, repetată în ajunul operațiunii speciale, că Ucraina nu a avut niciodată o statalitate proprie și autentică, a reflectat nu doar punctul său de vedere, dar și punctul de vedere al multora dintre concetățenii lui. Conform unui sondaj de opinie desfășurat în aceeași lună, aproape 64% dintre ruși considerau că ei și ucrainenii formează un singur popor, rod nu doar al propagandei de decenii a Kremlinului, dar și a secolelor de strânse legături culturale, istorice și lingvistice. În Ucraina însă, din potrivă, din momentul dobândirii independenței, opinia publică a evoluat în direcție opusă. Țara a redescoperit pentru sine trecutul său tumultuos și a dezvoltat o proprie cultură politică, formată în mare parte din amintirile despre atrocitățile comise, chipurile de Moscova. Cea mai cumplită dintre ele fiind Golodomorul, foamea din anii 1930, recunoscută oficial în 2006 de Parlamentul Ucrainean drept genocid comis de Stalin. În sondajul din februarie, numai 28% dintre ucraineni considerau că ei și rușii sunt un tot unitar, deși în estul rusofon al țării, această cifră a fost considerabil mai ridicată, 45%. Ucraina ca țintă. În anii 1990 au fost întreprinse încercări ezitante de a integra Rusia în Occident, dar Kremlinul a continuat să se teamă să intre în vreo alianță ca membru junior, chiar dacă arsenalul ei nuclear îi garanta, în orice caz, un loc la masa mondială. Părerile privind cauzele operațiunii militare speciale și despre cum putea fi a prevenită rămân măr al discordiei între diferitele opinii exprimate în Occident. Între cei care pretind că sunt mai buni cunoscători ai Rusiei decât alții și așa numiți realiști în frunte cu Henry Kissinger, care acuză America că a provocat conflictul sângeros. Ultimii consideră că liderul de la Kremlin a fost înghesuit în colț, prin extinderea NATO până la granițele Rusiei fost secretar de stat al SUA, acum în vârstă de 99 de ani. Kissinger insistă pe ideea că ar fi mai bine ca Ucraina cu populația ei de 44 milioane de oameni ce trăiesc pe un teritoriu mai întins decât al Franței, să rămână zonă tampon neutră între Rusia și Occident. Am fost întotdeauna pentru independența de plină a Ucrainei, declara el în iulie, pentru The Wall Street Journal. Dar am crezut întotdeauna că cel mai bun rol pentru ea este ceva în genul Finlandei. Ironia sorții a făcut ca, pe fondul conflictului din Ucraina, guvernul de la Helsinki să se convingă singur să renunțe la deceniile de neutralitate și să adere la NATO. Oare finlandizarea Ucrainei ar fi prevenit, cu adevărat, conflictul militar? În orice caz, Occidentul și-a creat cea mai proastă dintre variantele de ordine mondială în jurul Ucrainei. Încă din 2008, NATO a declarat că Ucraina poate adera la alianță spre furia lui Putin, care, în discursul său istoric de la Munh, din anul anterior, i-a uimit pe politicieni occidentali, criticând America pentru că impune o lume unipolară, unde există un singur stăpân, un singur suzeran. Zece ani mai târziu, graficul de aderare a Ucrainei la NATO nu a fost convenit încă, iar acum este puțin probabil că el va fi convenit vreodată. Ucraina a rămas în cea mai proastă poziție, strânsă între două lumi. Kremlinul o descrie ca marioneta NATO, dar în pofida fluxurilor tot mai mari de arme occidentale, ea nu poate fi 100% sigură de protecția garantată membrilor Alianței prin articolul 5 al Actului Fondator al Alianței. A ieșit că Ucraina s-a transformat într-un obiectiv cu o țintă desenată pe spate. Cooperarea cu Rusia de când Rusia a început operațiunea specială în Ucraina, în lume s-a discutat prea puțin despre eșecurile politice occidentale în regiune. În schimb, atenția spațiului mediatic a fost concentrată pe evoluția conflictului, precum și pe Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, și pe rezistența afișată de Forțele Armate ale Ucrainei.